Ce ai, mă? Bun, ce are, mă, ea? Hai să o luăm postul, s-a adevărat. Dar tu știi să înțelegi? Păi vrei să urlu și eu la tine? Dar tu știi să înțelegi? Dar vrei să urlu și eu la tine, că nu înțeleg. Care-i problema? Hai, mă, aici, vă bate. Hai, Mariana, să-ți arăt. Deci eu nu pot să fac ce vreau. Hai tu un picuț. Hai, Mariana. Dar nu m-a apucat, te rog. Lasă-mă în pace. Eu fac ce vreau, Ligie. Te-ai mers. Eu nu vreau să mă apuc. Eu singură mă tărăsc. Casa fetelor. Eu singură merg. Nu, aici nu ești singură. Du-te în casa fetelor acum. Ele sunt rău, rău. Da, este foarte. Am venit pur și simplu. Dar nu bate nimeni. Nu bate, mă. Dar n-am de ce să mă apucați. Eu singură sunt în stare să merg. Tu vezi care asta aici? Păi... De cine trebuie să asculti? Dar tu... Du-te, te rog. Eu vreau să merg după voi. Hai, nu, hai după noi. Hai să fac materie. Hai, 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 te rog frumos. Hai, Mariana. Hai, victimă, te rog. După voi. Hai, ieși. Dar eu vreau după voi. Coborâți și cobor. Mai, lasă tu, Caterinca, asta. Hai. Mari. Te rog frumos. Eu vreau după voi. Coborâți. Circ organizat. Dacă tu nu... Nu procedezi corect, problema ta. Vitero, hai odată. Vino odată. Vezi, vezi, mi-o zic să poți da. Zi aici, zi la cameră, zi tot ce vrei. Faceți sport. Hai, hai, Mariana, o intră pe fetele. Ce fac? Eu vreau să coborâți. Nu vreau să mă scobăr. Bagă sport, Mari. Vezi ce face. Băieți, intrați și voi, ca să nu mai ai să vorbim. Hai și tu, du-te, du-te. Livian! Livian, te rog frumos, ia băieții. Hai să cobor după voi. Hai să facem mare sport, ca să nu mai... Eu vreau să cobor după el. Dar ascultați, mă. Ele mă vor în casă să mă... Niciun treabă a ei, că atunci toate fetele pot să facă. O să primiți pedeapsă. Mariana! Mari! Treci în casă. Da, închizi ușa, bine? Hai, mă, terminați, da, și hai, prințesa ardealului, hai, de scumpă, hai! Hai, Mariana, bine! Hai, Riana, te rog! Lasă ușa, lasă așa! Lasă, stai acolo! Ce, dar ce fițe de 2 lei! Ce mănâncă, vă rog! Ești stai pe treabă în casă, lasă-mă, dar vreau să fii singură! Hai, Regino! Eu vreau să fii într-un minut! Hai! Oleg de scări, deci Oleg de scări astăzi. Aveți cuvântul meu și dacă una se opune, reacționez foarte bun. Oleg și pe alalt. Trece aici, fată, în casă. Păi fac ce vreau, te-ai dus, eu vreau să stau aici. Nu-mi spui tu mie ce fac. E aici, după mă. Mă, să controleze, nu jură aici. Vezi că caut un scandal. Păi las-o, să înjură, să blăte. Eu vreau să stau singură, lasați-mă în pace. Ce aveți voi mie să-mi spuneți unde să stau? Gata, Maria. Eu latru ca câinele, vreau să stau singură. Bla, bla, bla. Ca și câinele. Câine, sunteți singuri voi. Toate la un loc, o hai. Hai să ne chillăm, că e mai bine. Hai să-ți explic eu ție o chestie. Eu vreau să fiu singură. Vreau să fiu singură. Ok. Te-ai coborât. Eu vorbesc peste oameni. Dacă vorbesc peste oameni, ce cauți aici? Coboară, te rog, și vorbește, să nu vorbesc peste tine. Tonul! Lasă-mă singură. Picuț, un pic. Lasă-mă singură, eu vreau să fiu singură. Tonul mai micuț, te rog. Dar nu vreau să vorbesc cu tine. Eu mi-ai spus că vorbesc peste oameni. Ești invitata mea, hai. Mariana tot timpul vrea să meargă în casa băieților. Probabil se simte cumva marginalizată în casa la noi, iar acolo interacționează mai mult. Dar nu e ok și nu este normal că ea încalcă regulile, iar, nu știu, parcă nu se potolește odată. Nu e ok ce face. Invidioasă lor! Ce era mai invidioasă? Ce era mai sport? Te lei de scară și-ți pun scoși, dar nu mai trei ore. Mai bine ați tăcea și ați face sport. Lasă-o, Mari, dă-i pace, urlăm aici. Păi dacă vrei să stai ultima din dreapta. Mine, lasă-mă să mă duc ultima din dreapta. Acolo, acolo. Te-ai dus să dai sare la băieți. Păi du-te și dă sare. Lăsați-o în pace, mă, să strige. Vorbim nu mai vreau să suport țipetul. Păi dar urechile, mă, Andreea, mă. Stai curva până la moară, vedeți că nu mai termină. Dar mă dor urechile, frate, ce trebuie să suport? A terminat, lăsați-o, a terminat, gata. Dar dacă fata asta îi spune să stea în casă. Dar fac ce vreau. Dar nu faci ce vrei, că nu ți-e normal să faci ce vrei. Lasă că hotărăsc. Nu-i normal să faci ce vrei, că nu suntem la grădi să ne jucăm când vrem și cum vrem. Să te mine. Dacă eu l-am copiază pe filmații din capul ei. Mati, stați odată! Dați oprește-te! Ce vii după mine dacă eu... Da, mă enervează, fată, dar eu tot ca să suport aici. Dar eu nu cred că ți-am spus ce nimic. Ce vrei? Aveți dar mă, dar ce vrei? Dar tu să controlează cuvintele, că o să ai mult rău. Așa, atunci controlează cuvintele, că o să ai mult rău de tot de suferit. Rău tu, da, și eu. O să ai mult. Că tu ai slăbiciunea asta. Eu adu scot. Ai slăbiciune. Eu. De ce nu stai pe canapea liniștită? Stai cu minte. Îți dă călduri? Îți trebuie aer?
fi pedepsită. Ce ai tu cu pedeapsa? Dar cine nu mai bagă în seamă? Ce vrea și de mie ce vrea, dar eu o bag în seamă. Ei, dar tu, Andreea, putem să gândim măcar noi, trebuie să fim... Nu, dar putem să fim realiste toate? Suntem. Dacă toate ar face... Nu, ascultă-mă, te rog până la capăt. Dacă toată lumea... Dacă toată lumea ar face ce ar vrea aici, unde s-ar ajunge? Care e rolul ei? Că eu nu-l mai înțeleg atunci. Tu te mă pune ei, că să mă luăm piață, nu mă poate face. Pentru că... La cap. Eu mă cobor la nivel. Dar cine s-a... Dacă mă cobor la nivel, ei dormea în camera aia, de pe hol. Ai înțeles? Dar tu încerca să explicați oricât ea spune că... Am prins-o frumos de mânuță s-o trag pe afară. Păi înțelege tot invers. Atunci ușa-i largă. Du-te unde vrei. Bă, Andrei! Nu cu su, nu cu su, nu, nu! Fără apă, bă! Nu cu su, bă! Fără apă, fără apă, că... Ce fac, ce fac, ce fără apă? Fizic. 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 Cel mai mult dintre fete îmi place de Andrei. Da. Nu mai avem cop. Păi ce faci, a? O să mai avem voi cu apă. Ce, mă? O să mai avem voi cu apă. Dar nu, tu trebuie să-și judești. Nu mi-ați contra la ele. Spune că urlă și că sunt invidioase. Că nu poți să fie ca mine. Și sigur, cine n-ar vrea? Zic, halal, fața aia frumoasă și ce au ele, dacă n-au suflet și inimă. Au numai răutate. Ele sunt nu-și fac rău. Că oamenii o să mă aducă înapoi, orice ar face ei. Dar nu trebuie să plângi. Tu răutate de asta am văzut peste tot. Mariana, tu trebuie să plângi. Niște fete care și-au bătut joc de ele și că mi-au povestit. Mi-au povestit de ziua mea până la 4. În loc să mă felicite, mi-au vorbit ce le-au făcut băieții. Că le-au... Că le-au lovit, că le-au forțat, așa că astea sunt fete... ...chele, știi? Azi, mă, Livian! Dacă mă pup cu Andreea acum, te-ar deranja? Dar de ce ai venit tu, mă, Jador? Când Zoile să vii aici! Ca să o susțină și mai mult. Jador, să vii încoace... Vreau... Dar stai că o să vreau să zic ceva. Bravo, Jador, mai dă-i grade lui ăsta. Dar să vină. Mai dă-i grade. Mă... Ce-ai făcut? Nu știu să vorbești când vorbești cu tine, să răspunzi. Am bătut cu Iulian. Psi, în 2019. Bia, pentru tine m-am bătut cu Iulian. Ei, te-ai bătut cu Iulian. Ce-ai făcut cu Iulian? Da, mă. La ea, pe ea când o pup, trebuie să pup. Știi, pe aia, trebuie să pup. De ce? Că nu poți să mă dau nasul, n-aș că tu ai buzele. Hai, vină încoace, stai acolo. Stai tu, că sunt ud. Dă-te. Nu pot, că te fac ruj. Măi, ce ai pe pantaloni? Uite că așa faci cu toate fetele ce ai. Ce ai pe pantaloni? Așa se pupă oamenii normali. Vezi, tu te zud. Întoarce-te puțin. Eu când am plecat din casă, nu știam chestii, știi ce ați făcut voi aici. Și dacă povestea mare, îmi povestea pe mare, în mare și nu mi-a povestit nimica așa, wow, știi? Da. Și nu știam așa ce e între voi doi. Și știu că la camera nu știu că nu mi-ai zis nimica. Da? Că aveam vreo treabă. Cineva sau mai mult. Ei, după cum vezi, nu e oficial nimica. Da. Și nu vreau să se înțeleagă ca și cum că o fac intenționat ca să o enervez pe ea sau... Nu, în niciun caz. Că dacă voiam să fac lucrul ăsta, le făceam... Foarte pe față, la modul că vorbeam în fața ei anumite lucruri. De exemplu, puteam să zic, a, ce-mi place de el, a, nu știu ce, a, ce-am făcut, știi? Dar nu îmi place să fac așa. Și când am intrat, când am plecat, nu știa nimeni ce aleg eu la camera roșie. Și când am ieșit din camera roșie, n-am zis la nimeni ce m-am ales. Am intrat în casă, am jos, nu mă întreba nimeni. Și Maria, nu zici Jador acolo? Da, voi încep să zic că ei, că eu nu ziceam dacă mă întrebau, la modul că... Ca să nu creadă că vreau să o enervez pe ea și să bag lucruri. Tăceți un pic! Stați că Andreea este curioasă. Chiar nu reacționat. Probabil o deranjează ela că face anumite lucruri sau... Da, dar pe o deranjează ela și... Și ce, băi? Mai e pe mine în primire. Mamă, dar de eu ce arată? Eu pe cine vreau? Doamne, tu acuzi că ea de ceva, ea te acuză pe tine de ceva. Și tu te gebați. Da, dar eu nu acuzam de nimic dacă nu mă acuza ea. Hai că nu mi se pare, știi că... Bă, ce micinos! Bă, alo! Faceți legătura, să-i spun ceva. Da.
Să vrei să zici? Nu neapărat nimic grav, că e și, da. A, îi... Faceți legătura să-i spun ceva. Lasă să-l auzi, lasă să-l auzi. De eu nu mai stau să aud. Eu poate are ceva, eu mai nu, diferit. Pe live am închis, așa nu stau să mai ascult. Mă, ce ai, mă? Ce-a zis, ce-a spus? Pe descoperare, nu-i grav. Nu, vreau să zic nimic că e interpretabil, la momentul dacă mi-e mai. Du-te dincolo și zi la scări. A, zis așa ca să pun pe ea drogul frumoasă. Nu o privești, vezi? Te-am privit chiar privești, dubios, ai văzut? Ce face? Aia o privești, nu. Bă, ce ciudat e. De ce l-ai văzut de tine? Orice gest făcea așa, eu... Da, da, da. Uite, vezi? Și la rândul ei. Sau ce fac eu acum, știi? Nu mă să uită să zic și eu, dacă mă le-am... Și acum iar e interpretabil, că e la... Dar nu te apropii, am zis, să te uiți la mine. Uite-te la mine. Zic Bianca, prea să bagă, frate. Senzual, ca și mai vrea să bagă și Bianca. Da, trebuia să-mi așa făcut, dar nu am... Ce? Eu i-am zis o față că se bagă. Da, e adevărat. Cine? Bianca. Să bagă cu el în seama? Da. Dar fii atentă. Bucătar și... Dacă îi place de el, el a început și mi-a zis prima dată de asortamentul. Și după aia am văzut faza cu ela. Dacă îi place de el, el, ea n-are nicio vină. El e vinovat dacă face pași sau așa. Doamne, da. Ce? Adică tu știi că ei doi sunt adică... comparativ cu ce ai făcut tu. Din câte știu eu. Dar a fost la început, dar după nu. A fost la început și el știe și a spus și a zis, da, așa e. A fost la început, prima săptămână. Depinde el ce face, nu ea. Da. Dacă auzeam, dacă eram eu și auzeam... El e bărbat. A, ești, gata. Da, știu, adică știu. Adică e un lucru... Și da, mai enervat, mai enervat. E un lucru... Mai enervat că a fost la camera roșie. Ce-a mult, de ce nu... Ce-a mult, a fost la început, a fost la început, mă, băiatule. La început, o să fie aia treia săptămână. Ce vorbim? Nu, fii serioasă. Problem. Bă, te asum. De o săptămână și ceva ce? Fii serioasă. De o săptămână și ceva, eu n-am mai vorbit cu tine. Fii serioasă. Nu e așa cum zici tu. Ce? Ia zi. Nu, nu vorbeam despre voi, vorbeam noi doi. Are și el treabă, am și eu puțină treabă. Ce? N-am voie să vorbesc? Eu are treabă, nu știu. Extraordinar. Vă lăsați mâncare, bă, că vă bat. Păi? Păi ce? Ești cu mine, stai de povești. De când n-ai mai vorbit? Ce n-am mai vorbit? N-am înțeles tot, că de o săptămână și ai ceva vorbit. Nu am mai avut treabă cu el, a fost la început, da. Cine? Eu cu Jador. Ah. Și el te-o contrazis, parcă. Nu știu ce Nu, asta pare că vreau să o enervez. Dar n-ai nicio șansă, spune. Dar nu caut asta. Foarte bine, dar știi că nu ai cum să cauți. Cum să explic? Nu cauți, că vezi că nici nu primești. Că dacă ai primit, ați căuta. Și tu și el. Asta cred eu, e părerea mea. Da, da, da. Raju, fără completări, te rog. Nu-mi fă scandal. Păi nu mai zic nimic. Dar ce s-a întâmplat? Dar nu înțeleg. Ce m-a întrebat tu pe ce s-a întâmplat? Între cine? De modă pe noi două. Adică ai vorbit ceva de mine, de modă? Dacă am vorbit de ceva, nu. Nu ești atât de importantă să vorbesc despre tine. Păi uite, noi am vorbit despre tine un pic. Mă bucur, atunci înseamnă că ești mai importantă. Adică, nu... Na, mă rog, nu are importanță. Știu, am auzit ce ai spus, că nu vrei să-mi faci ciudă. Logic. Dar nici nu ai cum, că dacă ai putea, ai face. Că vezi că nici el nu da atenție. Și ai văzut că la papucul drept am șosetă albă și la papucul stâng am șosetă neagră? Nu mă interesează. Mă interesează pe altele, pe mie nu asta mă interesează, ce șosete ai. Da, și care e chestia? Că asta e parte din personalitatea lui și gen... Da, mă rog. Și gen ce? Adică gen trebuie să-l înțelegi, trebuie să-l înțelegi că e mai... Eu nu-l văd, dacă era... Eu nu-l mai băgam în seamă. La modul frumos. Păi știu că e frumos, caracter, gândire... Talent. E un bărbat talent, am înțeles. Nu, e la modul frumos, adică... Hai că nu vreau să par gen Roxana, să mă cer cu toate femeile din emisiune pentru el nouă, nici ok, dar oricum dacă ai încredere în tine, nu...
N-are rost. Bianca, uite, nu vreau să vorbesc urât. Sau să mă compar cu tine. Chiar nu vreau. Sau tu cu mine. Nu, nu. Fiecare bărbat place... Te place pe tine, anumiți bărbați, pe mine anumiți bărbați, asta zic. Poate să fie și același, nu-i bă. Mie mi-a zis că nu. Dar nu mai râdeți, mă, că mă face să râd și pe mine. Eu vreau să cred că nu, că așa mi-a zis, că nu te place. Că dacă te plăcea, te putea avea. Cine? El. Nu, cine? Nu, am zis de ela. Și de ela și de Bianca. Am zis de ela, că dacă era, nu mă împiedica faptul. A, și pe ea n-o poți avea, dacă ai vrea. Păi eu știu, n-am încercat și nici nu mi-am pus capul să mă gândesc, bă, bă, aș putea o avea. Așa acum, te întreb eu acum așa, ai putea? Nu, chiar n-am calculat și nu... Eu te calculează acum. N-am calculat și n-am dat anumite... Hai că zi la 3 secunde să calculezi. Ce zici? Ai putea? Păi eu mă cred un bărbat capabil și cred că aș putea, da. Ai văzut? Eu abia calculat și... Dar e o persoană, nu, orice fac. Vreau să vă spun ceva, nu suntem la grădiniță, dacă... A spus că este un bărbat capabil, înseamnă că are încredere în el. Eu, da, din punctul meu dacă, de vedere, aș putea avea orice fată. Lasă-mă să vorbesc! Dacă eu văd că la un bărbat îi place de mine, clar că pot să fiu cu el, adică despre ce vorbim? Stai cu minte, mânzo, că e greu. Trebuie să și vreau eu, bineînțeles. Stai cu minte, că trebuie să vreau și eu. Dar nu-i vorba de tine.